Iar viitorul guvern ar putea avea un nou prim-ministru, însă miniștrii rămân cei din cabinetul Orban, cu excepție finanțele, adică portofoliul eliberat de actualul premier desemnat Florin Câțu. Oficial, liberalii declară că vor să strângă o majoritate parlamentară, însă calculele din Parlament arată că sunt departe de acest obiectiv. Liberalii vor începe luni negocierile cu partidele parlamentare pentru a forma o majoritate. Declarativ, își doresc ca noul guvern, care seamănă cu vechiul, să ajungă rapid la votul parlamentarilor. Noi ne ducem la negocieri pentru a încerca să formăm o majoritate. Alegerile parlamentare anticipate vor depinde de Parlament și de cum se poziționează parlamentarii în cursul procedurilor de investire. Cum Florin Câțu a fost deseori criticat de socialdemocrați, este aproape imposibil să-i convingă să îl voteze. Rămâne însă încrezător. Nu cred că sunt antipatic. Cred că de fiecare dată ceea ce am spus am argumentat, am adus argumente. Deci nu cred că pot să fiu antipatic atunci când spun adevărul. Pentru aceeași listă și același program de guvernare nu poate să fie decât același rezultat. Și anume faptul că acest guvern nu va avea susținere. Premierul desemnat nu face niciun fel de consultări cu absolut niciun alt partid parlamentar decât cel care l-a desemnat, este evident că nu caută să își strângă o majoritate în jurul proiectului său. Pentru că nu au fost și ei cooptați la guvernare, liderii USR dau de înțeles că nu vor vota guvernul propus de Florin Câțu. Văd aceeași încercare de a forma un guvern monocolor. Anticipatele încă sunt pe masă, deși nu auzim acest lucru spunându-se nici din gura PNL-ului, nici din gura PSD-ului. La guvernare ar fi vrut să ajungă și aleșii PMP, dar nici ei nu au fost invitați, așa că nici ei nu știu dacă îl vor susține pe Florin Câțu. Și la fel stau lucrurile și în partidul lui Victor Ponta. Săptămâna viitoare ar urma să fie stabilit calendarul audierilor și data votului din Parlament. Dacă Florin Câțu va fi respins, alegerile anticipate revin în discuție. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.